De ce s-au duelat topless o prințesă și o contesă în 1892? De obicei, titlurile nobiliare impun imaginea unei conduite respectabile, chiar delicate, cu atât mai mult când acestea sunt deținute de femei. Primul duel al emancipării din istorie spune, însă, o poveste diferită. O contesă și o prințesă și-au măsurat iscusința în a mănui sabia, topless, dintr-un motiv mai degrabă amuzant. Duelul cu săbii dintre o prințesă și o contesă cu sânii dezgoliți, petrecut din cauza că nu au putut pica de acord în legătură cu alegerea aranjamentelor florale, pare subiectul unui film de satiră. Acesta, însă, este un episod istoric real care a avut loc în 1892, cunoscut drept primul duel al emancipării, potrivit publicației britanice Daily Mail. Într-un videoclip realizat de portalul Atlas Obscura, este prezentată povestea prințesei vieneze Pauline von Metternich și a contesei rusoaice Anastasia Kielmansegg, care s-au duelat topless în vara anului 1892 după ce au avut o dispută din cauza alegerii aranjamentelor florale pentru o expoziție de la Teatrul Muzical din Viena. Prințesa Pauline și contesa Anastasia s-au duelat în 1892 din cauza aranjamentelor florale pentru o expoziție de la Teatrul Muzical din Viena. Ideea de a se lupta cu sânii dezgoliți nu a aparținut celor două rivale, ci a fost propusă de baroneasa Lubinska, o femeie medic care a supravegheat duelul cu săbii care a avut loc în Vaduz, capitala statului Liechtenstein. Această propunere a fost de fapt o măsură de siguranță impusă de baroneasă, pregătită să trateze orice fel de rană a nobililor austrieci care se duelau până când era vărsată prima picătură de sânge. Inițiativa de a renunța la haine în partea de sus a corpului nu a avut așadar rațiuni sexuale, ci practice. Conform baronesei, chiar și rănile mici puteau deveni fatale în urma septicemiei cauzate de faptul că materialul hainelor era împins forțat în rană odată cu tăișul sabiei. Pentru a evita acest lucru, medicul le-a sfătuit pe cele două femei să se lupte topless. În acele vremuri, duelurile între femei erau rare, dar nu necunoscute. Totuși, duelul dintre prințesa Pauline și contesa Anastasia a rămas în istorie ca primul duel al emancipării, pentru că atât participantele, cât și medicul asistent și susținătoarele responsabile de comunicarea între adversare erau femei. Potrivit autorului Paul Mail Gazette, dezacordul celor două femei nobile a fost atât de puternic încât problema putea fi rezolvată doar prin vărsare de sânge. Prințesa Pauline, președintele de onoare al expoziției, și contesa Anastasia, președinta comitetului expoziției, au călătorit la Vaduz, unde s-au duelat cu săbii. În cea de-a treia rundă, prințesa a rănit-o pe contesă la nas, iar contesa i-a provocat prințesei o tăietură pe braț. Rănile lor au fost de îndată îngrijite de baroneasa Lubinska. Deși unele surse susțin că prințesa Pauline a fost declarată învingătoare, alții sunt de părere că victoria i-a aparținut contesei care a rănit-o mai grav pe rivala ei.